un secret de-al tău. Să faci curaj, a? Da, da, da. Un secret, a? Da, ceva ce n-ai mai zis. Sau, nu știu, sau poate n-ai zis-o când trebuie. Sau ceva ce s-a întâmplat, o întâmplare mai specială, mai fai verde. Da, mă, bine, hai. Da, n-am, am povestit nevastă mea la un moment dat pe blogul ei, momentul în care noi ne-am combinat, ca să zic așa. Iar așa, treaba asta mi se pare că e foarte haioasă și e în zona noastră de băieți. Așa, da, e un secret pe care l-am spus, de fapt e un secret la mine și în gașca mea celor apropiați. Dar acum, după 10 ani de zile, pot să-l împărtășesc în spațiu online. Da. Deci am cunoscut-o pe nevastă în 2007. Bun. 2000, da, 2007. 13 ani. Da, bă, am amușinat-o cam mult, știi? Și ăsta ar fi secretul. Țin minte că am alergat-o cu patul pe la leu, pe acolo, la cămine. Vreo 3 luni jumate, bă, ceva de genul ăsta. Pe vremea aia trăgea la Viermuș foarte repede, știi? Adică în 2 săptămâni maxim. Dacă nu mergea la Viermuș, mergea la Mămăligă. Era, știi, tehnic. Și... Da. După nevastă mi-am țins, am alergat cu patul vreo 3 luni, 4 luni. Ai alergat cel mai mult până acum? Da, da. Mamă, 3 luni jumate ai zis? Da, frățică, da. Foi, nu e o rușine, nu e o rușine, înseamnă că... Adică de atunci trebuia să dai seama că, bă, cam ea e. Păi da, ăsta e motivul real. Că altfel fugeam de mult, știi? Adică puteam să mă duc teleleu în altă parte. Dar mi-a plăcut. Da, e un secret, să-l știu câțiva prieteni apropiați. Și da, acum uite, păi ți-l da, un tot că și tu mi-ești prieten apropiat. Da, te-ți mulțumesc frumos. Da, nu-i neapărat ceva... Nu e neapărat un secret din ăsta de, domnule, e o chestie a mea pe care nu trebuie să o povestesc, foai verde. Că mi se pare foarte drăguț mie. Da, bă, noi am povestit, uite, de exemplu, mie mi se pare ăsta un subiect foarte tabu, ce povesteam noi și tu, cu ce problemă am avut cu ieșitul la baie de dimineață prin Asia. Da. Ai văzut că la un moment dat era atât de normal să vorbim despre faptul că nu ne căcăm, încât... Na, am povestit. Da, mă, nu e, că trebuie să-ți asumi, bă, până la urmă, trebuie să-ți asumi. Iar toată treaba cu majoritatea persoanelor publice care apar pe la televizor și-au construit o imagine asta foarte pusă acolo, undeva pe un piedestal, de nu îi ajung nimeni, știi? E foarte greu să fii ca ăla sau, știi, totu-s perfect, să-ți poleiți așa cu... Dar nu e așa, că noi, toți sunt oameni. De ce să mint, cam în zona aia am fost și eu ani buni, adică încercam să arăt o altă fața mea. Cred că e o chestie normală. De ce să fim ipocriți acum? E normal, bă, să ai ceva. Da, așa numai era odată... înainte. Adică până să apară netul, într-adevăr, oamenii care apăreau la televizor li spunea o ștampilă din asta, mai de oameni speciali și așa. De când au apărut netul. Da. Și au început și pe la noi, pe la televizor, să apară tot felul de pocitanii. Deja, nu știu, s-a separat treaba. Știi? Na, de asta. Da, mă, da. Ideea e că după mulți ani, cum fac eu, de ce e asta, ce facem noi, showbiz-ul ăsta, îți cam asum treaba asta și cam lași din măști. Am copii, pentru copil, familie, pentru ce să mai stau să mă țin crai și, nu știu, june prim, știi? Da, exact.